Salutare tuturor! Eu sunt Alexandra Voicu și astăzi o să discutăm despre pasul numărul 5 pe care să-l faci atunci când te confrunți cu pierderile. În videoclipul 1 am discutat despre importanța analizei atunci când te confrunți cu pierderile. Din analiza tranzacțiilor și, bineînțeles, și a comportamentului, poți să conștientizezi ce te-a condus la pierdere și am discutat aici două aspecte importante, lipsa informației și lipsa experienței emoționale. Când ai identificat ce anume te-a condus la pierdere, este momentul să-ți asumi pierderea, ceea ce am discutat în videoclipul cu numărul 2, este momentul să îți asumi rezultatul și foarte important să preiei controlul cu niște lecții bine învățate, iar acele lecții bine învățate te vor ajuta să nu mai repeți greșelile pe care le-ai făcut în trecut, să nu le mai repeți în viitor. Apoi, lecțiile acestea învățate le-ai adăugat peste strategie, peste strategia pe care am discutat-o în videoclipul numărul 3 și spuneam că aici ar trebui să ai încredere în strategie și în tine că execuți cum trebuie acea strategie. Și la finalul acestui videoclip ai avut și un exercițiu de făcut, sper că ți-a plăcut și că l-ai făcut și că te-a ajutat să descoperi anumite aspecte la care să lucrezi pentru evoluția ta. În videoclipul cu numărul 4 am discutat despre cum să prinzi mai multă încredere în tine prin intermediul educației, să adaugi informații noi care să te facă să revii pe ring cu foarte multă încredere. Astăzi o să discutăm despre pasul 5 pentru recuperarea pierderilor. În cursul Trader Mindset Mastery am discutat despre piramida nivelurilor neurologice și cum ne ajută aceasta să facem schimbări definitive în acest comportament destructiv. Comportamentul poate să fie schimbat temporar dacă lucrăm doar la acest nivel sau poate fi schimbat definitiv dacă lucrăm la nivelurile superioare. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că dacă noi dezvoltăm abilități noi, abilități de trader, să spunem că nu pro, ci avansăm de la traderul basic la un nivel mediu și dezvoltăm noi abilități în a tranzacționa, vedem mai bine zonele, identificăm zonele, intrăm mai bine în tranzacții. Evident că nu o să mai avem comportamentul pe care l-avea un trader începător care intra în tranzacție când sus, când jos, când cu buy, când cu sell, pentru că nu știa exact ce are de făcut. Așadar, am dezvoltat abilități noi, ne-a schimbat comportamentul. Apoi, de exemplu, dacă schimbăm valori și credințe, vom schimba atât abilitățile cât și comportamentul. Pentru că de multe ori toate problemele astea vin din sistemul de valori și de credințe. De exemplu, dacă tu crezi că tranzacționarea este riscantă și că pierzi bani, ceea ce tu crezi creează din subconștientul tău acțiuni, îți spune cum să acționezi ca să obții ceea ce crezi. Așadar, crezi că vei pierde, vei acționa în consecință ca să pierzi. Dacă schimbi aceste valori și aceste credințe, o să schimbi abilitățile, adică dacă tu crezi că tradingul este o sursă de venit destul de sigură, unde riscul este limitat, vei fi capabil să execuți acele tranzacții cât se poate de bine și vei evita acel comportament destructiv care te va duce la pierdere, pentru că pur și simplu tu acum nu mai crezi că în trading doar pierzi, că este riscant, ci tu crezi că tradingul este o sursă de venit foarte bună pentru tine. Ceea ce vom discuta astăzi este nivelul acesta superior de identitate și apartenență. O să ne concentrăm pe partea aceasta superioară a piramidei. Ce înseamnă această identitate și apartenență? Păi, această identitate înseamnă că tu deja te identifici sau te încadrezi într-un anumit grup, ești la un anumit nivel, la nivelul la care sunt traderii pro în cazul nostru. Odată ce reușești să te identifici cu acest statut între ghilimele, totul în jos o să se schimbe. Dacă tu crezi că ești un trader pro, ai credința asta în interior, ți-ai schimbat valorile și credințele, abilitățile și comportamentul destructiv. Nu o să mai faci greșeli de începător dacă tu deja te identifici cu un trader pro, nu? Iar un trader pro aparține întotdeauna unui grup de traderi pro, aparține grupului de traderi care fac constant profit și care trăiesc din toată treaba aceasta.
Însă, ca să ajungi să te identifici cu un trader pro, trebuie să știi exact cum este un trader pro. Ce face el, care este rutina lui, cum gândește el, ce comportament are și așa mai departe. În acest proces de acumulare de informații, cel mai la îndemână mediu în care tu ai putea să faci lucrurile acestea este o comunitate, alăturându-te unei comunități. Intri în comunitate, analizezi traderii de acolo, observi, notezi, creionezi profiluri, înțelegi ceea ce fac ei, cum se comportă ei și totul adaptezi la personalitatea ta și apoi integrezi. Practic, adaugi acele aspecte pozitive de la traderul pro la tine. Atenție, am spus că adaptezi la personalitatea ta, pentru că suntem diferiți și nu putem să imităm perfect o altă persoană, nu ne transformăm în altcineva, ci ne transformăm pe noi în cei mai buni pe baza observației, pe baza integrării anumitor aspecte. Hai să-ți dau un exemplu care este cam ridicol, dar o să te facă să înțelegi ideea mea. Imaginează-ți că nu ai nimic pe cap, nici tu, nici ceilalți trader de prin jurul tău și să spunem că urmărești un anumit trader. Și vezi că înainte să tranzacționeze, își pune pe cap o căciulă roșie. Și observă, înainte de execuție și-a pus căciula roșie. Ia să-mi pun și eu o căciulă roșie să văd cum este. Îți pui căciula roșie și deja observ că este mai bine, observ o îmbunătățire. Dar parcă nu prea ți se potrivește culoarea roșie și zici, ia să-mi pun eu o galbenă. Și când ți-ai pus căciula galbenă, este la fix, simți că se mulează pe tine, acționezi bine și deja ai integrat tool-ul ăsta. Bineînțeles că este un exemplu ridicol, ți-am și spus, dar sper că ai înțeles ideea din spate. În trading, de exemplu, dacă vezi că un trader pe care îl urmărești adaugă la analiza lui volume profile, de exemplu, pentru a vedea dacă acea zonă de volum este în același loc cu lisul lui pentru a-și întări cumva zona, încerci și tu să faci același lucru, dar poate că observi că lucrul ăsta ți este benefic, dar în loc să folosești volume profile pe întreaga zi, de exemplu, cum folosește celălalt trader, tu adaptezi și folosești volume profile pe sesiune, pentru că ți se pare ție că se potrivește mai bine cu analiza ta, cu stilul tău. Astfel poți să zici că ai luat ceva de la cineva, ai adaptat pentru tine și ai integrat în trading. Sau, de exemplu, dacă observ că prețul a ajuns la un list, da? un bearish list, de exemplu, și de acolo a plecat în jos. Și când prețul revine a doua oară la list, observ că traderul pro pe care tu îl urmărești pentru că vrei să devii un trader pro și să observi cum este un trader pro, observ că acel trader nu mai intră cu sell pentru că zona aceea a fost deja atinsă și a fost respins prețul din ea. Și el urmărește, de exemplu, un breakout, retest și după aceea se intră cu buy. Observi acest comportament, îl notezi, îl analizezi, îl testezi, îl adaptezi, îl integrezi dacă ți este potrivit. Așadar, acesta este ciclul. Observi, notezi ce ai observat, analizezi ceea ce ai notat, apoi testezi, vezi dacă ți este bun, poți să adaptezi sau poți să îl iei exact așa cum este, adaptezi stilul lui tău, îl integrezi în sistemul tău și o iei de la capăt. Și tot așa adaugi tot felul de informații. Despre asta este vorba. Dacă încă te mai confrunți cu pierderi, este momentul să spui stop unor aspecte destructive și să te întorci la lucrurile care îți fac bine, să întorci lucrurile cumva în favoarea ta. Cel mai inspirat lucru pe care poți să-l faci este să te înconjori de oameni care rezonează cu obiectivele tale. Am citit undeva pe rețelele de socializare zilele trecute, nu știu dacă era chiar așa, dar ideea din spate este importantă și spunea că dacă stai printre patru oameni leneși, tu ești al cincilea, dacă stai printre patru inculți, tu ești al cincilea, dacă stai printre patru oameni de succes, tu ești al cincilea. Așadar, eu zic că să stai printre patru oameni, printre patru traderi de succes și tu vei fi al cincilea. Iar cel mai bun loc să cauți astfel de oameni este în comunități. Creșteți cercul social
cu oameni care rezonează cu scopurile tale, care te fac să cresc, care îți oferă valoare, care te provoacă și care te împing spre succes. Care sunt avantajele principale ale apartenenței la o comunitate pro? Ei bine, am pus aici cu bullet mai multe avantaje, nu o să le dezvolt pe toate pentru că ar trebui să lungesc filmulețul ăsta la o oră sau poate două sau chiar mai mult. Așadar, o să spun ideile principale și cu siguranță vezi avantajele din spatele acestor idei. Prima idee ar fi că înveți tot timpul lucruri noi din gândirea și analiza altora. Pentru că, la un moment dat, toți avem aceleași informații, numai că fiecare le folosim separat. Și poate cineva își dă seama de ceva, poate cineva de altceva și este foarte bine să învățăm unii de la ceilalți. Ești la curent cu mult mai multe informații decât ai putea să le aduni tu singur. Și este foarte adevărat că timpul este limitat și cu cât venim mai mulți cu mai multe informații, cu atât vom fi mai bine informați. Ești mai încrezător atunci când vezi că și alții au gândit ca tine. Este minunat să vezi că ai intrat într-o zonă cu bani, de exemplu, și au mai intrat și alți trader ca tine. În primul rând îți dă încrederea aia de a rămâne în trade până la final. Îți diminuează emoțiile. Te face acest aspect să fii mai rațional. Descoperi oportunități noi pe care nu le-ai sesizat sau descoperi amenințări noi pe care nu le-ai sesizat. De exemplu, dacă ești într-un trade și n-ai observat, de exemplu, că aici unde este prețul, ești la jumătatea distanței până la take profit, de exemplu, și n-ai observat aici că este un pivot point. Și cineva zice, prețul stagnează aici, e un pivot point. Atunci, observi amenințări din observațiile celorlalți și poate spui, opa, e cazul să fac un scale-out sau să mut stop loss-ul pe break-even, că e posibil ca acest trade să vină împotriva mea la un moment dat. Procesul de învățare practică este mai rapid și mai bine structurat. Îți aduce aminte că în videoclipul anterior am discutat despre acel proces de educație continuă, despre învățarea aceasta practică. Pe lângă învățarea aceea teoretică, este foarte important să facem multă practică și să învățăm mai mult pe grafice. Iar cu cât comunitatea este mai mare și mai bună și mai productivă, cu atât vei avea mai multe exemple pe care să aplici. Îți respecti mai bine planul, pentru că discuți lucruri, spui un lucru celorlalți și atunci cumva ești obligat să îți respecti mai bine planul. Nu vrei să fii tu cel care nu-și respectă planul din comunitate, nu-i așa? Suporți mai bine losurile și o să-ți dau un exemplu un pic mai târziu. Primești încurajări și susținere de la oamenii care te înțeleg, o să discutăm de asemenea. Un pic mai târziu primești suport atunci când ai întrebări. Atunci când ești la început, să vorbim sincer, ai o mulțime de întrebări. Chiar dacă ai găsit răspuns în cursuri, parcă ți se pare că răspunsul nu este chiar atât de complex sau poate ți se pare că nu ai înțeles tu prea bine. Și atunci este foarte important să ai cui să adresezi acele întrebări și să primești răspunsuri. Simți că evoluezi și lucrul ăsta te face să mergi mai departe cu mai multă încredere. Descoperi mereu lucruri noi, comunitatea te ajută să-ți menții motivația și să evoluezi mai rapid. Normal, când vezi la alții că au tranzacții câștigate după tranzacții câștigate, vei fi și tu motivat să mergi mai departe, nu? Pentru că vezi rezultate și știi că toți avem aceeași bază. Îți atingi mai rapid obiectivele și îți crești cercul social. Haideți să mergem mai departe să discutăm câteva aspecte. Am câteva sfaturi pentru tine și o să legăm aceste sfaturi cumva și de ideile de mai devreme și o să le dezvoltăm. Primul sfat ar fi să fii ca un burete. Atunci când intri într-o comunitate, când faci parte dintr-o comunitate de traderi, atenție, trader capabil să gândească tranzacții, da? Nu să apese pe buton după nu știu ce robot sau fără să gândească. Și o să am aici un mic off topic și mă scuzați că mă bat un pic, dar trebuie să zic lucrul acesta. Gândiți-vă la trading ca la un business, pentru că așa am și zis mai devreme. Iar când începi un business, ai un model, nu? Ai un plan de afaceri, ai analizat alte business-uri, ai analizat concurența. Exact așa este și în trading. Când te apuci de trading, te gândești la traderii cei mai buni, traderii pro, oamenii care au reușit să facă mulți bani din toată treaba asta, da? De exemplu, Warren Buffett. Crezi că Warren Buffett urmărește semnale sau folosește un robot fără să se gândească el la trade, ci pur și simplu își pune banii acolo, ia banii mei și fă ce vrei cu ei.
fără să știu eu ce se întâmplă, fără să judec. Nu. Totul se întâmplă cu știință. De banii tăi ești responsabil tu și trebuie să înțelegi ceea ce se întâmplă cu banii tăi. Revin. Atunci când faci parte dintr-o comunitate, propune să absorbi informațiile ca un burete. Fii un burete. Absorbe tot ce spun oamenii acolo în comunitate sau traderii pe care tu îi urmărești. Absorbe absolut orice fac ei și încearcă să înțelegi și mergem din nou la procesul de mai devreme. Nu pierde timp prețios, este un alt sfat. Într-o comunitate, ești la curent cu mult mai multe informații decât ai putea tu să aduni singur. Timpul este limitat pentru noi toți, de aceea este foarte important să-l folosești cât mai inteligent. Folosește-l în favoarea ta și adună informațiile pe care cineva deja l-a structurat pentru tine. Astfel ca tu să ai timp să te dezvolți, investești timpul în tine, nu în căutări inutile. Observă mereu ceea ce fac alții și descoperă mereu lucruri noi pe care tu până acum nu le-ai văzut, nu le-ai observat. Învață strategii deja testate, descoperă mici trucuri pe care să le folosești, folosește-te de alții. Ei deja au investit timp, iar tu acum te folosești de alții ca să poți să avansezi și tu, să evoluezi și tu. Observă cum aplică ceilalți și continuă să înveți și să te dezvolți. Gândește-te la nivelul la care vrei să fii. În trading, scopul este să devii cât mai bun, nu? Dar rezultatul se numără în bani. Așa că învață de acum să gândești ca milionari. Schimbă-ți mindset-ul. Este momentul să-ți schimbi acea gândire. Și deci comportamentul. Nu te mai comporta ca oamenii care nu au bani. Vrei să ai bani? Comportă-te ca oamenii care au bani. Caută în continuu. Evoluează. Adaptează-te rapid la orice situație. Așa fac oamenii bogați. Caută lucruri noi. Caută noi căi mai bune. Noi gândiri care să te împingă acolo unde îți dorești, spre visul tău. Caută-ți mentori. Exemple de trader de succes și urmează-i până când reușești să-i depășești. Vezi cum gândesc ei și mergi și tu pe ruta lor. Descoperă-le, cum am spus și mai devreme, comportamentul, gândirea, chiar și puncte slabe, puncte forte. Nu uita că în trading, direcția prețului este dată de acești trader, da? Trebuie să te aliniezi la ceea ce fac ei dacă îți dorești să ajungi ca ei. Cu cât vei afla mai multe despre ei, cu cât îi vei descoperi mai mult, cu atât vei deveni mai bun. Înconjoară-te de oameni care te trag în sus, întotdeauna. Înconjoară-te de oameni care trag în aceeași direcție cu tine. Cu cât vei avea mai mulți astfel de oameni lângă tine, cu atât vei fi mai aproape de succes. Cu atât vei fi mai aproape de cea mai înaltă variantă ta, cea mai bună variantă ta. Cu cât vei fi mai aproape de succes, cu atât vei fi un om mai bun. Cu cât vei fi un om mai bun, vei fi mai fericit, iar fericirea asta face ca mindset-ul tău să fie unul potrivit, ca tu să acționezi cu răbdare, cu disciplină, cu calm, ceea ce îți va aduce succesul. Pentru că dacă nu ești fericit și ești într-o stare proastă, și te gândești că aolo, iar o să pierd și ești depresiv, cu siguranță nu este mindset-ul potrivit. De aceea este foarte bine să te înconjori de oameni care au succes, care știu ce fac, să te bucuri pentru rezultate. În trading, din punct de vedere emoțional, sunt suișuri și sunt coborâșuri. Pentru a ne menține pe linia de plutire, câteodată avem nevoie de susținerea altora. Avem nevoie de energia oamenilor care chiar te înțeleg, care chiar știu ceea ce tu faci, care chiar știu cum te simți sau prin ceea ce treci. S-a întâmplat și se întâmplă în continuare în comunitatea noastră să mai existe din când în când cât un trader care are o perioadă mai proastă. Și este minunat că trec peste ego-ul acela al lor, că cei mai mulți țin în ei și nu dau afară. Se întâmplă ca din când în când cineva să ne spună: știți, eu am o perioadă mai proastă, mă simt destul de nasol și am nevoie de ajutor. Ce să fac? Ce credeți că se întâmplă atunci cu acel trader? Acel trader, în primul rând, scoate din el problema. O pune în fața unor oameni care vin cu soluții reale, care vin cu soluții bune, constructive. Nu vin cu judecată.
Cum credeți că va fi traderul care a cerut ajutor emoțional după aceea? Păi se va simți eliberat, susținut, motivat, împăcat că perioadele proaste fac parte din joc pentru că a văzut la ceilalți oameni și se simte înțeles și trece mai rapid peste acest hop și trece cu mai multă încredere peste acest hop pentru că a văzut că și alți colegi au trecut prin asta așa cum sunt bine. Unul dintre colegi spunea odată că losul în grup este mai puțin dureros. Noi discutăm tranzacțiile noastre în comunitate, discutăm entry-urile și într-un final, dacă nu e singurul care a gândit așa și ai avut un los și au fost mai mulți cu aceeași gândire și cu acel los, parcă nu mai ești așa de supărat. Ești totuși satisfăcut că nu ai fost singurul care a gândit în direcția aia, câteodată trebuie să acceptăm că o zonă nu ține sau prețul nu merge în direcția noastră până ne ia take profit-ul și mai există și zile în care luăm stop loss-ul chiar dacă trade-ul a fost unul bun, entry-ul a fost unul bun, gândirea a fost bună. Nu există trader cu 100% win rate. Și de aceea când luăm mai mulți loss, spunea colegul nostru că este mai puțin dureros. Acum să luăm și partea pozitivă. Sunt trader care și-au îndeplinit visul de a obține fonduri de tranzacționare de peste 100.000 de dolari. Cum credeți că se simte el? Se simte excelent, se simte în extaz, în lacrimi de bucurie. Pentru că ceea ce a făcut, a făcut bine. Însă o bucurie nu este atât de mare când o ții doar pentru tine. Cum credeți că se simte el când împărtășește această veste cu restul comunității? Bineînțeles că se simte înțeles, apreciat, încrezător. Simte că oamenii aceia chiar au înțeles tot progresul lui și îl apreciază pentru asta, pentru progres, nu neapărat pentru suma de bani obținută, ci pentru statutul, identitatea aceea pe care el a obținut-o, da? Pentru nivelul la care a ajuns. Adică, ce credeți că se întâmplă cu el? Traderul își însușește acea identitate despre care am vorbit la început și anume identitatea de trader pro și schimbă totul în jos, schimbă totul în bine. Socializează mai mult cu oamenii din domeniu. Trading-ul, pentru cei mai mulți, este ca o fantezie, este acel job ideal în care te ridici din pat, te așezi la calculator, în cea mai lejeră îmbrăcăminte, respectiv pijama, și îți poți începe ziua de lucru, termini rapid, ți se plătesc facturile, ai bani să pleci în vacanță, toate dorințele sunt îndeplinite și așa mai departe. Ei bine, poate să fie așa, însă pe de altă parte este un job în care socializarea este zero. Ești doar tu, cu tine, cu rezultatele tale, cu calculatorul tău. Dacă rezultatele sunt bune, bucuria este cumva neîmpărtășită și la un moment dat nu mai este așa mare o bucurie, iar când vine tristețea și e singur, chiar te poate duce la depresie, pentru că nu, de multe ori nu reușești să ieși din gândurile alea negative. De aceea, chiar dacă tranzacționezi singur, pentru că fiecare dintre noi tranzacționăm singuri de acasă, este întotdeauna o idee excelentă să faci parte dintr-o comunitate, să împărtășești lucruri, să ți se împărtășească lucruri. Împreună este întotdeauna mai bine și în momentele de bucurie și în momentele de tristețe. În urmă cu câțiva ani a luat ființă această comunitate a noastră CFX. Tocmai din dorința asta de a uni cât mai mulți trader care vor să facă performanță. Asta înseamnă că sunt dispus să învețe, să evolueze, să își dorească să ajungă la cel mai înalt nivel. În acest moment suntem peste 100 de oameni cu aceleași obiective. Suntem 100 de oameni care, peste 100 de oameni care contribuim zilnic la a mai adăuga o cărămidă la construirea celor mai frumoase vise. Se spune că doar 5% dintre traderii care se apucă de tranzacționare reușesc și 95% sunt pierzători. De ce crezi că sunt pierzători cei 95%? Păi, sunt pierzători pentru că nu au un plan de tranzacționare, nu au un jurnal de tranzacționare. Dacă nu ai un plan, nu prea știi ce faci, da? Nu ai un jurnal, nu poți să te descoperi. Am discutat în celelalte videoclipuri, nu poți să descoperi unde ai greșit, ce faci greșit, ce faci bine, ce faci rău și așa mai departe. Nu au un mindset potrivit. Vorbim aici și despre ceea ce am spus mai devreme, de credințe, de valori, de mindset-ul acela de câștigător, de mindset-ul de milionar, de a îndeplini visele.
sau pur și simplu renunță prea devreme. Chiar în programul de mentorship am și o poveste cu toată treaba asta, dar nu o să lungesc videoclipul acesta. Cei 5% dintre câștigători nu au nimic mai mult decât ai putea avea tu. Încă o dată, nu au nimic mai mult decât ai putea avea tu. Ce au? Păi, ei au educație, au disciplină, au răbdare, au perseverență și au voința aia de a se da jos din pat în fiecare zi, chiar și în creierii dimineții, și să lupte pentru fiecare dolar pe care îl oferă piața. Mulți spun, a, ce norocos sunteți voi că stați acasă și că faceți bani și că nu depindeți de un program. Această afirmație este ignorantă. Nu e ușor deloc. Este cel mai dificil job să stai să te evaluezi constant, să fii sincer cu tine, să nu te urăști când faci prostii și să te autoîncurajezi și să-ți găsești motivația de a lua de la capăt de fiecare dată cu atitudine pozitivă, chiar și atunci când suferi. Gândiți-vă, atitudine pozitivă chiar și atunci când suferi. În trading este o bătălie psihologică extraordinară. Imaginează-ți că ești propriul șef și că nu te poți concedia când e supărat pe tine. Trebuie pur și simplu să găsești o soluție să te împaci cu tine. Nu e ușor. Însă odată ce reușești acest lucru, te vei schimba în bine și nu doar în trading, ci și în viața de zi cu zi. Vei lua lucrurile cu mai multă ușurință și vei găsi rapid diverse soluții să ajungi la armonie. Când vei ajunge la un mindset potrivit și vei avea rezultate bune, atunci satisfacțiile sunt foarte mari. Iar dacă ajungi la cei, iar ca să ajungi, scuze, la cei 5%, trebuie să cauți un loc unde găsești cei 5% și să te înconjori de ei. Bun. Dacă simți că acest mesaj ți se adresează, dacă rezonezi cu el, te așteptăm în comunitatea noastră CFX. De la fiecare membru vei învăța ceva. Te sfătuiesc să-ți arunci o privire pe site, să vezi ce facem, cine suntem, citește articolele noastre, vezi videoclipurile noastre de pe YouTube și reține un lucru. Noi nu-ți promitem milioane peste noapte, deși recent un membru din comunitate a avut o tranzacție cu un profit de peste 100.000 de dolari. Noi nu-ți promitem aceste rezultate, aceste milioane, ci îți promitem că te susținem să ajungi la cea mai bună variantă ta ca trader. Însă reține, pentru asta tu trebuie să depui efort. Doar tu poți să obții asta. Susținerea de la noi o ai. Bun, dacă te-ai lovit de pierderi până acum sau dacă în momentul de față te confrunți cu pierderi, este momentul să te ridici. Ridică-te, scutură-te, luptă pentru visurile tale. Poți să faci asta și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că și alții au putut să o facă. Deci poți și tu să faci lucrul ăsta. Nu abandona. Luptă pentru ceea ce ai visat când te-ai apucat de trading. Gândește-te, când te-ai apucat de trading, ce ai visat? Ai visat, fiecare are propriile obiective. Adu-ți aminte și luptă pentru treaba aceea. În viață trebuie să lupți pentru ceea ce îți dorești. Nimic nu ți se dă de pomană. Și când este cel mai potrivit moment să începi? Cel mai potrivit moment este întotdeauna acum. Începe acum să restructurezi totul, să umbli la planul tău, să umbli la mindset-ul tău. Începe să aduni informații și să îți revii. Bun. Sper că ți-a plăcut acest videoclip și dacă vrei să subliniezi ceva sau să întrebi ceva, lasă-ne un comentariu. Anul acesta ne-am propus să ajutăm cât mai mulți trader posibil și să creăm cât mai mult conținut gratuit. Așadar, dacă vrei să discutăm un anumit subiect, lasă un comentariu și vom face tot posibilul să venim cu cel puțin un mic ajutor. Eu îți mulțumesc frumos pentru atenție și sper să ne auzim curând. Pe curând! Ciao, ciao!